În adevăr, zadarnic se așteaptă mântuire de la dealuri. În Domnul Dumnezeul nostru este mântuirea. Iată, în adevăr, zadarnic așteaptă unele femei după niște bărbați care le mint. Practic, până când fraților atâta bat jocoră? Până când să mai chinuie atâtea suflete? În adevăr, zadarnic se mai așteaptă schimbare de la un om. Pentru ce mințiți niște femei, fraților? Pentru ce vă încurcați cu ele dacă știți că vă iubiți nevestele? Dacă știți că sunteți căsătoriți, la fel valabil și pentru femei? De ce vă încurcați cu bărbați dacă știți că vă iubiți soții? Cum e și dat să vă iubiți soții? Cum e și dat să vă iubiți nevestele? De ce mai faceți rău pe pământul ăsta? De ce stați să jucați la două capete? Nu știi că e scris, că nu poți, n-ai cum. E scris, lege. Nu poți să slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona în același timp. Cine te crezi tu să poți sluji la două capete? Cine te crezi? Așa s-a crezut și prințul Întunericului. S-a crezut mai deosebit. Oh, cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor. Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor. Cine vă credeți de vă dați mândri în fața Domnului? Vă trufiți când jucați la două capete și batjocoriți sufletele a două ființe, le dezonorați în numele. Nu vă gândiți, smeriți-vă în numele lui Iisus Hristos. Nu mai fiți trufași în fața Domnului. Femei, gata, potoliți-vă cu preacurviile. Femeile se bagă cu astfel de bărbați pentru că au sechele, au niște traume. Nu vă mai scuzați că aveți traume. Zice, am traume, de-aia stau. Nu te mai scuza. Pune mâna și du-te la Domnul. Dă bloc și roagă-te la Domnul. Stai să primești atenție de la un bărbat. Asta e preacurvie, asta e duh de curvie băgat. Trebuie pusă crucea pe frunte și scos duhul afară din oameni. Că iată ce face pe pământul ăsta, iată ce face. Învățați, că de-aia vă spun, uitați-vă la clipuri ca să știm să scoatem draci din oameni. Uite cum se-ți bate curvia când zice că ce dacă are un glas al ei când se duce după bărbați însurați sau după femei măritate. Însă vede duhul de curvie. Nu-i pasă, nu-i pasă, zice că ce dacă, ce face, auzi? Iată am necaz, zice Domnul, că zici n-am păcătuit. Păștia care zic, păi și ce-am făcut? Să șterg și încep iarăși să facă, o iau de la cap cu ce-au făcut. Domnul vă lovește, nu mai simțiți nimic. Cum e scris, am să o arunc bolnavă în pat. Pe femeia aia, Izabela, care se crede prorociță și care învață oamenii să se dedea la curvie. Iată cum zice Domnul, o să o arunc bolnavă în pat. De câte ori nu va arunca Domnul în pat? Zăcând, plângând, oftând, bolnav poate să însemne și zăcând, poate să însemne și oftând, poate să însemne și bând, poate să însemne mai multe. Tot nu vă potoliți de curvie. Dacă nu se potolește de curvia ei, cum spune, o să o arunc în pat bolnavă. Tot nu vă potoliți de curvie, tot vă duceți după ei, tot le dați mesaje, tot le trimiteți poze, tot nu vă potoliți de curvie. Eu vă spun să încetați în numele lui Iisus Hristos de ajuns. Gata, destul, destul, prea mult. Slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos, cel sfânt, cel adevărat. Slăvit să fie Tatăl Ceresc împreună cu Hristos Iisus, cel sfânt, cel adevărat, Fiul, cel ce s-a înălțat la Tatăl și a înviat din morți. Slăvit să fie Duhul Sfânt în veci de veci.